direct de la munte, cum le place unora să spună, din Brașov City transmit direct. Cum să poți să faci rap când tu nici de-ai ascultat rap adevărat din Brooklyn, Brooklyn? Cum să poți să faci rap când tu nici de-ai ascultat rap adevărat din... Când aud de mine, televiziunile, cântăreții consacrați, trusurile mass media au următoarea reacție. Că... Ce? Trex Rex, Citrix, a.k.a. Casanova din 90, Papasito Șocantu, Dr. P, Cetățeanul P, MC de meserie. În calitatea mea de unul dintre primii hip-hop români, o să vă explic cât găsesc eu de amuzant stadiul în care au ajuns lucrurile cu muzica rap față de începutul evenimentelor. Când prima oară am făcut noi muzică rap în România și aproape nimeni nu credea în ea în afară de noi. Personaje triste, care nu au nici cele mai vagi cunoștințe despre muzica rap, își dau cu părerea despre rap prin jurii de emisiuni de talente, alții prin comentarii pe net și prin fel și fel de locuri care de care e mai expert în muzica rap, fără să aibă habar despre ce vorbește. Așa, atunci scotezi banana și vin-o pula doamna. Zic să ia fudulă dulă și își făcă de pulă. Datorită celor din generația mea de hip-hopperi, care am fost trași la răspundere de organele abilitate, datorită nouă, astăzi rapperii și trapperii pot să zică în textele lor absolut orice le trece prin cap. Astăzi aproape nimănui nu-i mai pasă cine a fost KRS-One, Melly Mel, Just Ice. Astăzi toată lumea face piese rap, de la maneliști, la vloggeri, la gamer, la streameri. Chiar și bucăți din manele, maneliste au început să facă bucățele de piese rap. Asta e faza super amuzantă. Ce? Scopul acestui vlog nu este să iau lucrurile în tragic, ci să vă iau peste picior pe voi toți aceștia care vorbiți despre rap, habar n-având cu ce se mănâncă. Nu sunt un nostalgic și îmi place să iau lucrurile așa cum sunt. Ca urmare, pentru salvarea generală a situației, am să utilizez satira și umorul. Există un grup de așa zis artiști consacrați, care încârdășie cu prezentatorii de emisiuni și alte grupări mai oculte, fac sute de mii de euro și alte sute de mii de euro. Personajele nesuferite de la televizor care aveau emisiuni și-au mutat moacele antipatice pe YouTube, unde și-au făcut podcasturi și și-au interviuri între ei, în încercarea disperată de a manipula mai departe populația naivă. Veni, vidi, vici. S-a pus egal între aruncatul de bani la lăutari și valoarea spirituală a unei persoane. S-a pus egal între branduri de lux și calitatea morală a unei persoane. Practic s-a creat o varză totală, o globalizare. De acolo cocoțați din vârful așa zisului show business românesc, de unde nu vor să se mai dea jos. Iar în momentul când altcineva vine și le amenință poziția, au următoarea reacție. Ce? Nu! Cine? Ce putem să facem în această situație? Simplu, schimbăm foaia. Să poți să faci rap când tu nici de-ai ascultat rap adevărat din Brooklyn, Brooklyn.